bun găsit! Horoscopul pentru săptămâna aceasta, săptămâna 7 februarie până pe 13 februarie, de 7-13 februarie. Voi extrage un card magic pentru voi, un card care să ne fie așa o ghidare în această săptămână. Mesajul spune: bucură-te de viața ta așa cum este ea, fă întotdeauna tot ce-ți stă în puteri. Ești viu, deci bucură-te de viața ta așa cum este ea. Tu te-ai născut cu dreptul de a fi fericit, de a iubi și de a-ți împărtăși iubirea. Singurul lucru care contează este acela de a fi pur și simplu, de a-ți asuma riscul de a te bucura de viața ta. Bucură-te de viața ta așa cum este ea. Foarte intens mesajul, pentru că este important să ne bucurăm de viața noastră. Uneori uităm să facem lucrul acesta. Puteți să vă abonați, vă mulțumesc că sunteți alături. Prin abonare înseamnă să apăsați clopoțelul și să primiți notificări de fiecare dată când eu postez câte ceva, adică în fiecare zi postez câte un clip. Avem o săptămână intensă, o săptămână în care vă organizați foarte mult și reluați multe pe care le-ați lăsat poate deoparte, mai ales cu retrogradările care au fost cumva amânări și răsturnări de situație pentru toate zodiile. Ascultați-vă și ascendentul, ascultați-vă și semnul și haideți să vedem cum se așează steluțele. Dar înainte de orice vreau să menționez că ne vedem duminică la Flash Moon de la 19:30 și luni la știrile Canal D la ora 12. În fiecare zi, de fapt de marți până vineri, sunt și la cabinet, lunea lucrez de acasă, lucrez doar online, dar cu mare drag vă aștept la cabinet dacă sunteți în București sau să lucrăm online prin Zoom, prin WhatsApp sau pe altă platformă. Îmi cereți o ofertă și vă las cu mare drag. Bineînțeles, puteți să mă urmăriți și pe Instagram, Astrolog Andreea, sau pe TikTok sau pe Facebook. Berbec. Berbecii în această săptămână au multe conștientizări, mai ales pe zona carierei. Foarte multă energie este concentrată pe zona carierei. Avem acolo Marte, Venus, Mercur, chiar și Pluto. Marte, Venus, Mercur pe casa 10 ne arată clar că vă doriți să construiți ceva stabil, că aveți foarte multă energie. Bine, începem săptămâna și cu o lună în Taur, care activează nevoia financiară, adică vreau să cresc, vreau să am mai multe resurse. Voi doriți și vizibilitate în public, să fiți văzuți, să vă depășiți condiția, să creșteți în carieră, dar vă interesează și să faceți mai mult, să faceți mai mult din punct de vedere financiar. Emoțional, vă duceți ceva energie și către prieteni, lucru care este minunat. Taur. Taurii vor pricepe sau vor înțelege exact unde au de schimbat și ce au de făcut. Veți valoriza anumite lucruri sau poate chiar veți încerca să schimbați ce se mai poate schimba. Este o săptămână interesantă cu multe perspective noi care ar putea să vă scoată din anonimat și din zona de confort. Aveți așa o energie și multă vizibilitate, o energie interesantă, vitalitate și multă vizibilitate. Vă descurcați și cu ceva procese sau discuții sau negocieri, poate chiar și străinătate, multe vin către străinătate. Tot în această săptămână vă înscrieți la cursuri sau puteți să vă ocupați de îngrijirea personală. Începem săptămâna cu luna în Taur, sunteți foarte senzitiv, vă folosiți de instinctele voastre, totul faceți pe instinct. Bine, sunteți calculați de fel, dar cum simțiți așa veți face. Învățați foarte multe lucruri. Gemeni. Nativii Gemeni au nevoie să își facă planuri mai bune, să își schimbe un pic pe alocuri anumite strategii. Poate chiar e momentul să vă repoziționați, să regândiți viața, să regândiți anumite lucruri. Resorturi energetice importante, lucruri care sunt la suprafață, poate chiar mistere, secrete. Poate încercați cu tot din adinsul să păstrați așa aparențele sau să fie ceea ce nu pare sau să arătați ceea ce nu este, dar să știți că vă mințiți pe voi, nu mințiți pe ceilalți. Fiți sinceri cu voi măcar, nu neapărat cu ceilalți. Dacă ceva nu se mai poate, încercați să schimbați sau, mă rog, să faceți ceva. Poate chiar momente în care să vă simțiți singuri. În schimb, financiar, profesional, poate să fie bine. Rac. Racii au revederi surprinzătoare
cu multă energie pe casa șaptea, momentul potrivit pentru a începe un parteneriat, pentru a consolida un parteneriat deja existent, pentru a pune bazele sau a seta cumva o direcție nouă, o direcție bună, o direcție pozitivă, creștere, dezvoltare, îmbunătățire din toate punctele de vedere. Această săptămână aducem prin plan toate relațiile și, bineînțeles, puterea voastră de a crea. Aveți un deja vu sau aveți tot felul de sentimente, reacții diferite, adică ceva ce n-ați mai experimentat până acum, neobișnuite. Leu. Leii au nevoie de puțină aventură, dar totuși, deși gândul vostru este către distracție, voie bună, aventură, totuși datoria e alta, responsabilitățile sunt altele și sunteți foarte responsabili. Aveți foarte multă energie pe casa a șasea, atenție cu munca, atenție cu situațiile de la locul de muncă, atenție chiar și cu sănătatea. Poate că acum știți exact ce aveți de schimbat, dar totuși sunt acolo niște lucruri care vă apasă. Multă energie legată de casă, legată de îmbunătățirea aspectului casei și, bineînțeles, familie, sănătate, muncă. Deci, aceste zone sunt în prim plan. Poate că în iubire lucrurile se așează. Fecioară. Fecioarele au oportunități, dar pentru a avea aceste oportunități aveți nevoie să faceți schimbări. Dacă nu sunteți deschise să faceți schimbări, posibil să nu fiți persoana care este aleasă pentru ceea ce vreți voi să faceți. Așadar, fiți deschise oportunităților, dar acceptați și schimbările care vin la pachet cu aceste oportunități. Din punct de vedere emoțional, sunteți foarte serioase. Poate chiar sunteți acuzate de prea multă seriozitate, dar voi vă simțiți bine așa. Și chiar veți avea argumente clare pentru seriozitatea voastră și pentru punctualitate, că sunteți foarte punctuale, nu întârziați, nu faceți gafe. Poate chiar învățați și pe ceilalți cum să nu întârzie și cum să facă lucrurile cât mai corect, în așa fel încât dacă urmezi rețeta, n-ai cum să dai greș. Mai multă iubire de sine. Balanța. Săptămâna aceasta balanța are multe de rezolvat pe la bancă, cu acte, cu credite, poate fugiți de colo-colo, cel puțin în primele zile ale săptămânii. Apoi sunteți un pic orientate către a aduce un echilibru între familie și carieră. Pentru că, deși vă doriți să îmbunătățiți relația cu familia, sunt multe care vă vor chema în afara familiei, adică evenimente, discuții, întâlniri, ședințe și voi vreți să vă împărțiți așa, să fiu și acasă, să fiu și la muncă, păi cel mai bine ar fi să fiți în echilibru. Într-adevăr, unele se pot îndrăgosti, puteți să aveți întâlniri, șanse pentru a cunoaște persoana potrivită, șanse de a ieși din zona de confort, șanse de a fi super mega creative. Poate chiar vă veți bucura de anumite idei pe care să le puneți în aplicare și care să vă aducă bucurie. Scorpion. Scorpionii aduc un pic mai multă pace în viața de cuplu, poate chiar găsesc o variantă prin care să își îmbunătățească viața, prin care să facă cumva mici compromisuri spre a fi mai bine, pentru a fi bine pentru toată lumea. Este important să vă ascultați intuiția și este important să înțelegeți lecțiile din spatele situațiilor din care faceți parte. Călătorii, drumuri, acte, discuții, negocieri, transferuri importante, contracte importante. Puteți să puneți bazele pentru un contract foarte important acum. De asemenea, relația cu frați, surori, vecini, rude, iese un pic în față spre a fi șlefuită. Vă puteți schimba mentalitatea și vă puteți maturiza foarte mult. Săgetători. Săgetătorii, mai mult atenție cu sănătatea, mai mult atenție cu stresul, cu epuizarea. Luați lucrurile pas cu pas, luați lucrurile într-o ordine clară, învățați să prioritizați. Munciți foarte mult, dar vin și rezultate, vin bani către voi, acești bani îi direcționați către ceva, adică nu stăm cu bani în bancă, ci învățăm să investim, învățăm să evoluăm, învățăm să creștem, învățăm să primim
să spunem așa, mai mult din mai multe părți. Este o săptămână în care puteți să aveți un mic conflict cu o rudă sau, mă rog, nu neapărat conflict, dar așa, o tensiune, să vă simțiți nebăgați în seamă sau neacceptați, neiubiți. Poate că trebuie să rezolvați cu acea rană mai mult un pic. Capricorn. Capricornii au multe comentarii, nu toate sunt și cele mai pertinente. Poate că este cazul să nu mai aveți așteptări. Atmosfera astrală vă îndeamnă să vă gândiți la mai multă stabilitate, mai ales că avem atât de multă energie în semnul vostru și toate aceste planete vă îndeamnă să creșteți, să evoluați, să vă repoziționați în societate și vă îndeamnă să investiți în voi, în planurile voastre, în frumusețe. Când spun frumusețe, mă refer trup, minte, suflet. În sănătatea voastră, investiți mai mult în voi. Vești bune pe sectorul iubirii, pe parteneriate, pe împăcări, dacă aveți nevoie să vă împăcați cu cineva. Vești bune pe iubirea de sine, pe vindecarea copilului interior și chiar vești bune din punct de vedere financiar. Se așează lucrurile, dar că trebuie să aveți răbdare și să veniți cu ceva inovație, dezvoltare. Vărsător. Nativii vărsători sunt deschiși și oportunităților, chiar dacă vă simțiți un pic depășiți în anumite situații, totuși aveți așa o credință că toate se vor așeza, că toate sunt în ordinea potrivită, că toate sunt cum este cel mai bine pentru voi. Poate că n-ar strica să păstrați așa o măsură cu care faceți lucrurile, adică să nu depășiți bugetul sau să nu depășiți, adică dacă cineva a sărit calul, cum se spune, poate că e cazul să faci ceva, o schimbare, poate că e cazul să înțelegi niște lucruri. Gestionați corect sentimentele, proiectele, emoțiile, banii, gestionați totul cât mai corect. Pești. Peștii au puterea să se vindece, au puterea să schimbe niște lucruri, au puterea să își îmbunătățească sănătatea. Au o rutină de îngrijire eficientă, care să aducă mai multă energie, vitalitate și zâmbet pe buze. Este foarte bună pentru voi. Cu prietenii veți avea niște discuții, poate unele nu neapărat că în contradictoriu, dar sunt niște discuții care vă salvează de la un eșec. E ca și cum îți dai seama, da, bine că n-am făcut, bine că a făcut prostia aia, că mi-am dat seama ce fel de om era. Sau bine că mi-a spus nu știu ce, că mi-am dat seama că valorile noastre nu sunt asemănătoare și că nu putem să facem ceva. Nu vă supărați pe acea persoană, ci pur și simplu îi mulțumiți că v-a arătat o parte pe care nu o cunoșteați, dar cu care nu erați de acord și dacă ați fi intrat în horă, n-ați fi putut să dansați până la capăt și repercusiunile ar fi fost mult mai mari. Așadar, aflați foarte multe, dar totuși este o săptămână bună cu rutine de îngrijire, de vindecare, energie, sport, vitalitate și multă socializare în urma cărora vă elucidați în anumite privințe. Să vă fie de folos și săptămâna să fie magică!